când vorbim despre un atelier, înseamnă că mergi de acasă, de la o periferie a orașului, mergi spre centru, că așa sunt atelierele. Uite că la tine vinem invers din oraș, aici, într-un spațiu foarte frumos, unde ți-ai ales tu să fii atelierul tău. De ce aici? În primul rând, aici este casa părinților, aici m-am născut și mă leagă cumva locul. Consider că este un punct foarte strategic pentru mine. Aici este și căldură, aici este... Deci când sunt în Moldova, aici de fapt sunt. Este foarte important să revii la rădăcini și probabil aici este forța creativă. Da? Deci când o pierd undeva, revin aici și aici îmi reîncarc. Revin cu drag acasă, la lucru, în atelier. Cât de des vii tu aici și dacă vii aici ca la o obligație, ca la serviciu, ca la un job sau dacă vii numai în momentele când ai inspirații? Asta este diferența între amatori și profesioniști, pentru că amatorii, cum ați spus, pictează când au dispoziție. Dispoziția vine o dată de două ori pe an, dar noi lucrăm în fiecare zi. Să vin doar cu inspirația aici nu merge, pentru că când sunt aici în Republica Moldova, activez aici. Ca la birou, da. Cred că prima lucrare pe care am văzut-o era ceva în stilul acestei lucrări de aici și ceea ce ai expus la Bruxelles, cam încheia asta era. Dar descoperi și altceva. Uite acolo în colțul lucrare care te caracterizează în mod special, descoperi faptul că mai pictezi și în ulei, descoperi că ai făcut și grafic sau poate și ideea că ai și mesajul special. Uite, miorița asta de aici care e pusă pe un fundal cu simboluri locale. Mi se pare niște așa, niște gânduri ascunse. Uite, asta e atelierul tău și mă bucur că suntem aici în lumea ta. Ceea ce vedeți aici e un, cum francezii spun, un melanj de tot. Am încercat acest spațiu să-l segmentez în zona unde mă odihnesc, de odihnă, însă nu ajung aici mai niciodată. Aici lucrez... ce ține de, nu știu, e-mail-uri și toată organizarea procesului. Ca să vadă spectatorul cine ești și prin ce ne-ai convins să ajungi la tine în atelier, să răsfăim un pic din lucrările tale pe care ai acum, bineînțeles că nu le vedem pe toate, pentru că o bună parte sunt în expoziții sau sunt în colecții private, ci ceea ce ai tu aici în atelier, să ne prezinți un pic lucrările tale, să ne povestești despre ele. Da, aici ceea ce vedeți este din această serie, o numesc post-pandemică, deci este un amestec de mai multe stiluri, începând de la un postmodernism până la decadans, cu continuarea la cea prezența bisericii, drone care sunt confundate cu ciori, tușa modernă, ei sunt cu spatele, dar au o comunicare, cu toate că sunt cu spatele, în aceeași căruță. Da? În pandemie am dezvoltat, sau mai bine zis, am făcut o serie de lucrări, care de fapt... relata realitatea în care noi ne-am trezit. Primul lucru care îl observăm, personajele, oamenii dispar pe o perioadă din pictură. A fost inspirat din ceea ce am avut, când toate orașele erau goale într-un fel și... am încercat să caut cine poate să înlocuiască aceste goluri, da. Și sunt animalele care se simt foarte bine pe alocuri. Deci este, dacă noi
Doamne ferește, dispărem. Deci este cineva care va rămâne și se va încadra foarte bine în acest mediu creat deja de noi, da? Toate aceste animale, toate comparațiile care le făceam, deci ele au o anumită legătură cu realitatea, nu le luam din pod. Deci, pe locuri, niște gânduri subtile, așa. Niște gânduri subtile, jucam cu clișeile, cu undeva mai ironic, undeva mai tragic. Aceasta e o pictură a lui Surikov, Утро стрелецкой казни. Адика, дичи форте мулта луми. И Петру Нтый, Пикал. Есть... Экзекуции. Экзекуции, да. Și eu, pur și simplu, am luat spânzător, eu am luat toți oamenii, da? Adică i-am măturat, am pus păsări undeva cu aura asta în cap, da? Au rămas caii, pentru că ei și erau acolo. Și, deci, e bazat pe o pictură, da? Care deja a fost și deja eu o interpretez altfel. Aici este... Veneția de zilele noastre, deja fără turiști, și vedem un festival de pisici. Dar de ce a legat pisicile de Veneția? Am impresia că noi când suntem un festival, noi ne distrăm ca pisicile. Așa ar fi. Da, aici este ora marțială în Paris și după ora 23 nu aveai voie, deci era ca o vânătoare după un fel de infractor, da? Și mi s-a asociat cu vânătoarea asta engleză când îi vânează iepuri. Și este o vedere din Paris, este opera. O stațiune de penguin, deci ar fi o legătură cu încălzirea globală, summitul de la Paris, care de fapt nu foarte mult schimbă lucrurile și într-un fel penguinii deja vin la Paris. Deci este o legătură între două sensuri. Hai să-ți mai dau o descifrare la lucrarea asta. Toți muzicienii atunci când se îmbracă în frac și costum alt, spun că azi ne îmbracăm în pinguin. Și asta este foarte interesant, pentru că eu pun un sens, și omul vine cu totul alt sens. Și îmi place să văd astfel de relatări. Pictam foarte mult acasă, singur, și părinții au văzut, zic, poate încerci la o școală de pictură. Am mers și nu mi-a plăcut sistemul, nu mi-a plăcut cum este tot construit, cu conul de gips care trebuie să-l desenez, deci asta nu era pentru mine. Și zic, mai bine rămân acasă. Și asta parcă și m-a marcat un pic. Și deja mai târziu, după clasa 9, era ideea continui liceul până la examenul de bacalaureat sau totuși faci un colegiu. Și mie foarte mult îmi plăcea ideea asta de colegiu. Primul an a fost dubii și nu înțelegeam unde am ajuns. Și deja în anul 2 am încercat să fiu mai atent, să intru în toată această istorie și deja din anul 2 la colegiu, probabil, am înțeles că trebuie să merg pe calea asta și am ales-o corect, dacă pot să zic. Într-un fel, venirea mea la colegiu a fost așa să descoper ceva nou. Venirea mea la academie era deja foarte clar că vreau să fac această facultate, să fac arte, să merg mai departe și încet, încet am finisat-o.
Și așa a fost. Când ai constatat că limbajul tău de exprimare este prin acuarelă și cum ai descoperit lumea asta? Tehnica asta m-a atras prin faptul că este foarte complicată. Toți renunțau foarte repede sau făceau pentru a bifa. Asta a fost o chestie că trebuie să trag atenție, pentru că când toți renunță foarte repede și este într-adevăr foarte grea, m-a făcut să mă opresc, să o înțeleg, și încet, încet, la colegiu, deja am înțeles că aș vrea să continui spre acuarelă. Și cred că tot la colegiu este așa o perioadă când te decizi unde mergi. Mergi pe ilustrație de carte, mergi spre pictură, de șevalet, de exemplu, sau deci este o gară unde aștepți trenul tău. Și deja la academie tu ai intrat Știind cum și funcționează. mergi mai departe, da. Tu cum ai reușit să devii performant în scurt timp? Cred că aici nu este o formulă sau un secret. Totul este foarte individual, depinde de noroc, depinde de ce oameni întâlnești, de calitatea picturii, ce reprezinți, deci ce cunoștință ai, conexiunile cu alți oameni și deci tu înviți pe cineva, el te invită pe tine, deci aceste conexiuni, ele se formează în timp. Este necesar să mergi fizic la expoziții, workshop-uri și de acolo oamenii te văd, discută și te invită mai departe. Deci, Astăzi ai ajuns tu să faci masterclass-uri, workshop-uri. Tu prima dată când ai ieșit în mediul ăsta, când te-ai integrat în rețeaua asta de workshop-uri, de întâlniri între picturi, de poveștile astea frumoase care te încarcă cu ceva? eu am început, deci primul meu stagiu a fost în Franța și eram încă la academie. Am fost pur și simplu invitat și deja În postură de expert? să predau, da, să predau acuarela, pentru că le-am trimis lucrările și deja ei au decis că ar fi interesant să vii cu un stagiu, să prezinți, cum alții spun, să dai toate secretele. Expozițiile în Europa sunt concepute un pic altfel față de ceea ce avem noi aici. Deci este partea de expoziție, unde sunt expuse toate lucrările, și partea de atelier. Amatorii, chiar și profesioniștii, au posibilitatea să vină să facă un stagiu de 2 zile de acuarelă. O fabrică din Italia, un kit cu pensulele mele. Deci eu le-am spus cum ele trebuie să fie. Un set, da. Și mică, mare, și stagiarii fotografiază și scriu tot ce material tu ai. Și cumpără repede tot ce am eu și după asta nu folosesc. Adică trebuie să filtrez toate chestiile astea. Dar ei consider că prin material, secretul e în material. Și uneori văd niște stagieri cu niște materiale foarte scumpe, foarte bune. Eu nu mă visez la așa ceva. Și ei, da, ei au, pentru că îi pași permite. Deci este Franța mai mult, un pic de... În Anglia am mers, în Spania, în Italia, Rusia. Foarte des mergeam până la pandemie. Pentru că 2016-2019 a fost o perioadă foarte bună în Rusia. S-au deschis foarte multe școli private, unde noi mergeam de 2-3 ori pe an, 2-3 zile și predam. Deci era un interes foarte mare în China, la fel. Când, să zic, am absentat o lună, două, trei de aici și anume în Europa mi-am dat seama, pe lângă arhitectură, bine, mersi, cultură la cel mai înalt nivel, am înțeles că nu mi-ajunge
acest gri, da? De fapt nu este gri, nu îl numim așa, dar este aici acel magnet ascuns și anume în Europa mi-am dat seama că îmi iubesc orașul. Sunt mai multe locuri în Chișinău unde ador să vin sâmbătă, duminică. Cel mai popular pentru mine ar fi centrul istoric, dacă noi încă mai avem, eu sper, eu încerc să-l caut. Mai e, pe lângă Muzeul Pușkin, pe acolo a mai rămas ceva din orașul vechi, orașul de altă dată. Și, spre exemplu, un loc ar fi aici unde am studiat, Academia de Arte. Și văd că sunt și schimbări. Un hub creativ. Eu cred că e foarte potrivit în curtea Universității de Arte. Asta s-a construit după ce ai absolvit tu facultatea? Din păcate, da. Nu am fost conectat cu această construcție, însă accept astfel de schimbări. Sunt ca un detaliu ce, nu știu, dă un sens uneori unui spațiu. Da, unei instituții, da? Mm-hmm. Deci este foarte bine venit astfel de schimbări. Îmi place. Mie îmi place și combinația de nou și vechi, exact. Știi ce ziceam de la început. Exact, da. Și astfel de combinații trebuie făcute cu foarte mult studiu. Deci, un exemplu ar fi același Bruxelles. Acolo se fac schimbări chiar foarte tăioase, da? Deci o clădire modernă, de secolul 17, da? Și ceva în sticlă. Trebuie totuși să fie o legătură între istorie, modernitate, aceste poduri culturale, noi nu putem să le omitem. Dar în cazul dat, e fain. În proiect reușit. Eu cred că da. Aici pentru că în preajmă este sala cu orgă și pentru că sala cu orgă o regăsim în lucrările tale și de altfel ca și primăria. Și cum îți alegi tu spațiile care le valorifici în lucrările pe care le faci? Sincer, primul impact este vizual, imaginea. Deci dacă să privim sala cu orgă, este renovată și ea. Apropo, tu ai pictat-o după ce a fost renovată sau înainte? Da, după ce a fost renovată. Deci trebuie să mulțumim statului român care a investit în renovarea. Într-un fel, da. Și după renovare ea a apărut un pic altfel și zic că trebuie să fac ceva aici pentru că îmi place combinația și deci un fel era pe stand-by și odată cu perioada pandemică, cu seria mea, cu noua mea serie, am decis că va fi un subiect. Perioada copilăriei tale, cu tot avem copii aici în preajmă care se joacă, se organiza cu clasele, veneam la sala cu orgă neapărat. Ai fost ca spectator aici sau poate te-a dus mama, tata sau poate aveai tu o chemare pentru zona asta? Nu pot să spun că am fost extrem de des, da? În perioada copilăriei. Ceea ce mi-amintesc, dacă să vorbim de copilărie, probabil toți copiii au acele fotografii cu lei, renumiții lei din preajma sălii cu orgă și mi-amintesc senzația când te așeza pe acest leu, Ștefan cel Mare, deci tu pe leu, într-un fel, aveai o putere, un statut. Sau te integrai cumva. Da. Și deci ce ține de sala cu orgă, țin minte doar această amprentă.
În afară de cele câteva galerii care sunt oficiale, unde mai expuneți voi aici în Chișinău? Iată, această galerie sau acest spațiu expozițional este unul din puținele spații de aici din Chișinău și cred că este o faină oportunitate să expui aici acasă. Deci eu, spre exemplu, mult timp am căutat aici în Chișinău să am un spațiu unde să expun regulat. Da, ce ar trebui să aibă o galerie în care vrea tu să expui sau un spațiu expozițional? De ce ai nevoie? Să fie lumină, să fie un spațiu decent. Deci nu este nevoie de foarte multe lucruri, însă spațiul ăsta este perfect. Contează să fii într-un loc aglomerat ca să ai circuit de oameni sau oamenii vin aici special pentru un autor pe care îl caută? Probabil da. Deci mulți oameni vin pentru anumit nume, da? Și acum în era noastră digitală, deci poți să găsești tot ce ai nevoie în internet. Noi expunem în mediul online, dar totuși spectatorul, dacă pot să-i zic, vede lucrarea foarte mică. Urmărește să scrii despre lucrările tale, despre vernisajele tale, despre evoluția ta ca artist, contează pentru tine? Iarăși depinde de calitate, da? Și uneori este foarte important, dacă mă refer la critica care am avut-o în Franța, spre exemplu, deci este binevenită, da? Dar trebuie să fie făcută de cineva profesionist care înțelege, care știe, percepe, care în cuvânt care de spus. Simte, deci este important. Da. Hai să spunem că recent ai strâns de aici expoziția ca să o duci în altă parte. Da, am luat expoziția de aici, o expun, deci este un proiect împreună cu Castel Mimi. Mă gândesc va fi un mix între ceva subiecte mai tradiționale, ceva din ultima serie post-pandemică la fel, deci va fi un mix de mai multe lucrări, dar la bază fiind acuarela pe hârtie.